I-a acoperit cu frunze. A, a tăiat din copac. Și ce a făcut? L-a tăiat, l-a acoperit. L-a luat. Deci aici se vede că a mai tăiat unul, nu? Da. Da, și ce a făcut? L-a scupat? A pus pe el frunza. A pus frunze, nu? Da. Hop. Și ăsta, la ce a fost tăiat ăsta? Ăsta cu topor. La topor, nu? Da. O patrulă a jandarmeriei Brăila a surprins în flagrant doi bărbați care au tăiat ilegal materiale lemnos din zona de protecție a râului Siret. Oamenii în vârstă de 52, respectiv 76 de ani, ambii domiciliați în satul Latinu, au tăiat mai multe salci din pădurea de pe malul drept al râului Siret, în zona localității Voinești. Cei doi au folosit un fierăstrău tip joagăr și un topor, după care, pentru a-și ascunde urmele, au acoperit cioatele rămase cu frunze. Cele două persoane depistate de către echipajul de jandarmerie au sustras lemnele respective din zona de protecție a râului Siret. În cauză, oamenii legii l-au întocmit actele de sesizare, care au fost înaintate organelor silvice, în vederea luării măsurilor legale. Bărbații au fost surprinși de jandarmi când încărcau lemne într-o căruță și urmau să le transporte la domiciliu. Oamenii legii au ridicat materialul lemnos în vederea continuării cercetărilor, în cauză fiind întocmite acte de sesizare a reprezentanților organelor silvice pentru luarea măsurilor legale.